Astăzi ne vom juca Poppy Playtime Multiplayer, adică Project Playtime, un nou joc din partea creatorilor Poppy Playtime, jocul cu Huggy Wuggy, în care practic trebuie să supraviețuiești unui killer. Este un fel de Dead by Daylight, dacă cunoaște jocul. Este un joc foarte mișto multiplayer pe care l-am jucat cu youtuberii. Deci, da, practic o să fie acest videoclip pe silențios, un clip de introducere în care vă explicam despre ce este vorba cu jocul și o să avem și câteva meciuri cu youtuberii, iar următorul videoclip va apărea pe canalul principal, unde ne vom juca doar cu youtuberii. Deci, aveți canalul principal în descriere, în caz că nu-l știați deja. Bun, hai să vă explic despre ce este vorba. În primul și în primul rând vreau să vă și spun că practic avem Survivor, avem Boxy Boo, noul caracter din joc, îl avem pe Huggy și o avem și pe Mami Longleg și de asemenea am toate skinurile deblocate. La asta nu te-ai fi așteptat probabil, așa că dă chiar acum un mare, mare like la acest videoclip, să strângem peste, nu știu, 5.000 de like-uri, 3.000 de like-uri, 2.000 de like-uri, câte vreți voi, un subscribe, un clopoțel, pentru că da, avem toate skinurile pe Mami Longleg și nu numai, ia uite, acum e Daddy Longlegs, what? Ok, avem skin desigur și pe Boxy Boo, avem o grămadă de skinuri, avem absolut toate skinurile deblocate, deci mie îmi place foarte mult ăsta, Robot Box, pentru că este legendar. Avem și la Huggy Wuggy toate skinurile. L-avem pe Killy Willy, Baby Blue Huggy, Green Huggy, Gold Huggy, Kissy Missy, pe care probabil foarte mulți o știți, Killy Willy v-a mai arătat, Orange Huggy, Purple Huggy, Ruby Huggy, Red Huggy, Robot Huggy, Silver Huggy, White Huggy și Yellow Huggy. Cel mai mult ne place Killy Willy, logic. Și da, avem o grămadă de skinuri și avem și pe player o grămadă de skinuri, adică dacă vreau pot să mă transform oricând în Ghicișine, exact, pot să mă transform oricând în Huggy Wuggy, deci uitați-vă la mine, efectiv sunt Huggy Wuggy. Da, hai să dăm drumul la o nebunie, să vedem cam care este faza și hai să vă arăt cum funcționează jocul. Deci în episodul ăsta o să fie așa mai mult de introducere, un fel de tutorial, să înțelegeți despre ce este vorba în joc. Ok, hai să începem, să înceapă nebunia. Practic acum o să vă arăt cum este să jucăm ca survivor, adică ca om care trebuie să supraviețuiască killerului, pentru că jocul se joacă în 7 oameni, 6 oameni sunt survivor și trebuie să facă task-uri ca să iasă din această clădire, iar unul este killer și trebuie să-i omoare pe toți și să-i oprească din a face task-uri. Ok, noi ne spawnăm mereu într-un tren și practic din trenul ăsta noi trebuie să coborăm în momentul în care se deschid dușile. Imaginați-vă că acum suntem cu youtuberii, o să jucăm imediat și cu youtuberii, o să vedeți secvențe. Deci imaginați-vă că acum suntem cu youtuberii, am ajuns cu trenul la compania Huggy Wuggy. Ok, și acum intrăm. Ce trebuie să facem noi este sunt task-urile. Deci seamănă puțin cu Among Us, dar nu chiar. Avem task-uri de făcut. Uite, de exemplu aici avem primul task de făcut, acesta cu reținutul mâinilor, mă rog, dar nu pot să fac momentan că vorbește asta. După care, după ce facem task-uri, o să primim o bucățică de jucărie pe care noi trebuie să o depozităm aici. După ce am depozitat-o, am plecat practic. Dar nu vă imaginați că e așa ușor, pentru că cu youtuberii e mult mai greu, pentru că, vedeți, eu am decât un stâlp de ăsta de făcut. Dar când jucăm cu youtuberii sunt vreo 10 sau nu știu cât sunt de făcut. Hai să vă arăt cam funcționează. Fiecare stâlp are câte una, două, trei 3 task-uri și hai să facem primul task. Ăsta mi se pare că este cel mai ușor. În task-ul ăsta, practic, de fiecare dată când se aprinde lumina, eu trebuie să dau cu mâna urgent pe lumină. Uitați, bam, am dat pe lumină, bam, am dat pe lumină, bam, am dat pe lumină, am dat pe lumină, am dat pe lumină. Și tot așa până se completează task-ul. Adică, cred că ăsta e cel mai ușor. Adică, oh my god, ce-am dat fail. Vedeți că atunci când dați fail, killerul vă poate vedea prin pereți. Așa că nu este bine. Ăsta mi se pare destul de greuț, pentru că la ăsta trebuie să reții. Deci, uitați-vă despre ce este vorba. Deci, efectiv, mă rog, vorbește asta că e tutorial, vezi, doamne. Apropo, pot să mă văd și așa third person, adică putem să ne vedem și așa, e super mișto. Bun, și hai să vedem. Deci noi trebuie să reținem ultima formă care rămâne. Deci uitați-vă, ultima formă e asta. Ok, bam, bam. Și trebuie să fac exact, aici e vorba de memoria vizuală. A, uite că n-am reușit încă o dată. Deci e vorba foarte mult de memoria vizuală și nu știu, e... Ok, mam, hai că asta e simplă. Asta ar trebui să fie simplă, două încolo. Easy, let's go. Bun, hai să vedem următoarea. Bom, 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 bom. Oh, cam grea, cam grea, cam grea, cam grea. Aoleo, și mai era una, dar nu știu care. Asta?
Bă, deci mai era una, efectiv, una. Ok. Ok, hai ca asta ar trebui să fie grea. Ok, ok, hai ca asta easy. Este, mă, bun. Am terminat și asta, deci vedeți, se face cu verde când am terminat. Și mai avem pianul de făcut. La pian e aceeași chestie, tot trebuie să reții. Deci m-au spart jocul ăsta cu reținutul. Bun, prima notă. Bun, bam, bam. E asemănător cu jocul lui Banzo Bunny din chapter 2, dacă țineți minte. Deci nu e mare filozofie. Bam, 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 ok. Bam, 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 bam. Una, două, trei, mov. Ok, una, două, trei, mov. Una, două, trei, mov. Bam. Gata, și acum că am terminat toate cele trei task-uri, am primit o bucată de jucărie, care nu știu exact unde este. A, asta e, wow, ce mică e. Ok, bun, am luat această bucată de jucărie pe care noi trebuie să o depozităm. Și practic, în jocul normal trebuie să depozităm vreo, câte bucăți? Vreo 6 bucăți de genul sau 9, nu mai țin minte. Și odată ce am depozitat-o, trebuie să fugim de urgență. Ok. Oh, what? Oh, e Huggy! Oh my god, ok. Deci e Huggy, uitați-vă, după cum le-ți observa, e Huggy. Deci acum el e nervos pentru că a completat asta. Mă rog, în jocul normal nu e chiar așa, pentru că, uite, nu ne-a văzut. În jocul normal, Huggy se spawnează din prima, adică, gen, killerul există din prima. Bun, și imediat după ce am terminat toate astea, ok, bun. Trebuie să mergem aici și să tragem de asta. Ok. Bun. Ok, dar nu mă lasă că vorbește asta. Bun. Și putem să tragem cu ambele mâini, ok? Și odată ce tragem de asta, trebuie să fugim către tren. Ok. Bun. Dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că dacă vine Huggy, e jale. What? Oh, ok, acum zice că vine Huggy și trebuie să ne ascundem în dulap. Ok. Bun, și acum o să vină Huggy. Ulu, trebuie să-mi țin respirația să nu mă audă. Ulu, bă, respir. Nu mai respira. Ok, bun, gata. Aolo, bă, și m-a prins. Aolo. Mă rog, asta face parte din tutorial, vă dați seama. Deci da, trebuie să te ascunzi în dulap. Băi, destul de interesant jocul. Acum m-a prins și îmi spune auto-reviving. Deci, în momentul de față, practic, el trebuie să mă bage într-o groapă. Și m-a băgat în groapă. Ok, și odată ce ajungi în groapă, aici e interesant. Trebuie să te bați, uite, ăștia să spunem că sunt youtuberii, da, mi-au pus mie așa de exemplu. Odată ce ai ajuns în groapă, te poți întâlni cu alți youtuberi care au fost și ei omorâți și trebuie să aștepți să vină cineva să te scoată din groapă. Pentru că dacă ai căzut în groapă, nu ai murit. Deci dacă ai căzut în groapă, vedeți că eu mai am două vieți. Dacă eu mai cad de două ori în groapă, atunci am murit. Dar acum aștept să vină un youtuber să mă salveze. Mă rog, practic acum nu avem youtuberi, o să avem imediat youtuberi. Dar ați înțeles ideea cum funcționează. Ok, bun, și acum Bill mă trage, cică. Da, ok, și așa arată animația când mă trage cineva. Acum mă trage Bill. Băi, mulțumesc sincer lui Bill, uite, el este Bill. Bun, acum hai să tragem o dată de prostia asta și să-i dăm. Stai că și noi trebuie să salvăm pe cineva. Ok, hai să salvăm și noi pe cineva. Deci hai să, uite, acum îl salvez pe Johnny. Deci așa ne salvează youtuberii, ok? Ne salvează youtuberii, l-am salvat. Ok, bun, acum hai să mergem. Ok, nu știu de ce trag cu mâinile invers, dar în orice caz, bun. Și acum, hai să mergem la tren, pentru că totul este gata. Let's go. Bun, acum Huggy ne urmărește și noi trebuie să mergem la tren de urgență. Ok, ok, ok. Nu știu dacă am luat-o bine. N-am luat-o deloc bine. Ok, fugiți, fugiți, haide, haide, Johnny, haide. Veniți. Let's go. Bun, da, și după ce am terminat toate astea și după ce am tras de aia, trebuie să mergem la tren și am câștigat. Credeți-mă, e mult mai greu cu youtuberii, e al naibii de greu. Și mie mi s-a părut greu să fiu și killer, sincer. Bun. Bun, acum trebuie să chemăm trenul. Ok, 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 chemăm trenul. Haide, mai repede. Haide. Ok, bun, perfect. Acum ar trebui să ajungă trenul în curând. Și dacă vine, hai, acum a murit. Deci, dacă a venit... Aoleu, mamă, ce m-am speriat de ăla. Oameni, ce m-am speriat de Boxy Boo. Și killerul poate să fie și Huggy și Mami și Boxy, în caz că n-ați văzut în, la începutul clipului. Ok, vine trenul imediat, vine trenul! Vine trenul! Ok. Vine. Vine! Trenul. Haide, mă! Mamă, nu mai vine trenul odată. Ah, uite-l, uite-l. Doamne, Doamne ajută. Mamă, deci dacă vine acum, mor. Hai, și trebuie să așteptăm să se deschidă ușile, să intrăm de urgență, haide.
Haide! Și apropo, pot să fac și asta. Ok, hai, hai că a venit trenul. Bun, gata, mă. Și acum am intrat toți în tren și trenul a plecat și practic am câștigat. Let's go, regele, gen. Cam așa se câștigă ca Survivor, oameni buni. Deci e o mare, mare nebunie. Și acum că v-am arătat cum este ca Survivor, hai să vă arăt și ca Killer. Bun, acum hai să-i dăm și cu tutorialul de monstru, ok? Ok, bun, acum noi suntem Huggy fără skin de data asta, că am dezactivat skin-ul. Bun, left click to punch, ok, space să sărim și hai să vedeți cum este să fii monstru. Ok, deci uitați-vă, noi suntem Huggy și acum trebuie să mergem să îi prindem pe șobolani. Bun, și practic noi trebuie să patrulăm pe aici și avem un tip care a făcut fail la puzzle. Aia, ce ai făcut, șefane? Opa, i-am dat două bucăți și l-am mâncat. Ok, bun, acum îl luăm și îl băgăm la gunoi, zic eu. Bun, acum trebuie să mergem să îi contăm pe alții, desigur, cum să nu. Hai să vedem, aici ar trebui să se deschidă treaba asta în curând. Numai că eu m-am mișcat prea repede și tutorialul nu înțelege de ce s-a mișcat aici să atât de repede. Ok, hai să vedem. Acolo mai este un stâlp de la, deci clar mai e cineva pe aici. A, și apropo, putem să lăsăm și Huggies mici, ok? Și ei vor țipa când văd un Survivor, ok? Deci, uitați, am lăsat un Huggy de ăsta micuț și ăsta o să... o să țipe. Ok, deci se pare că s-a colectat o bucată de jucărie pentru că tu ai făcut stâlpul, dar acum vin și-ți dau bucata și la gunoi. Ok, hai să luăm, îl băgăm la gunoi și vedeți că a luat un toy part. Dar practic eu am sabotat ăsta și practic acum totul s-a oprit și trebuie să le facă din nou. Deci e ca pe Among Us, sabotaje e mișto. Ok, și practic acum uitați-vă, pot să dau shift-ul și am dat bucata direct cu shift-ul, adică l-am omorât instant când alerg spre el. Bun, hai să băgăm din nou aici la groapă și cam asta a fost șmecheria, cred. Ia să vedem ce ar trebui să mai facem acum. Ia să intrăm prin vent. Ventul ăsta e tare, nu știu, chiar mi se pare mișto ventul ăsta. Mai punem un Huggy pe aici. Bun, și hai să vedem despre ce mai este vorba. Cred că mai avem 100% mai avem unul. A, ia uite-l, mă, fii atent. Ia uitați-vă la asta. Oh, mamă. Deci Huggy l-o omoră pe Huggy, vă dați seama? Wow, very good. Și cam asta a fost în mare parte. Deci ați înțeles cum funcționează și ca Killer, să zic așa. Acum hai să-i dăm cu meciurile cu youtuberii, practic. Hai să vedem. Bine, mă, respectele. Bine, mă. Hai să faci, care faci cu mine aici în stânga? Sami, dar vreau să te întreb ceva, stai puțin. Vino încoa. Întreabă. Fii atent, uite-te la mine. Tu o știai pe asta, gen? Pe Kissy? What? E mami long legs. Ah, tare, tare. Rafael. Nu, am greșit. Poți fac câte... Bă, fugit că a sabotat Sinner. Sinner, fii atent, o știi pe asta? Fii atent. Hai. Sperietoare de ciori. Mai e asta cu pianul Insanity, dar nu mă bala aia că dau fail. Bă, e sus la mine, e sus la mine, e sus la mine. Sinner, hai să băgăm la asta. Hai la asta. Dacă te bagi la aia, eram sigur că te bagi la cea mai ușoară. O termin acum apa mea. Hai. Bă, lasă-mi e pianul, te rog. Vine, nociv. Dai că-ți lasă-ți e pianul. Ce să vină, ochi, eu sunt în dulap. Ah, ok. Ia uite-l. Mamă, care skin? Vedeți că-i... Are skin pe Milo Legs? Hai că mi-ai lăsat mie pianul. Hai că-ți las pianul. A băgat 1000 de euro. 1000 de euro o băga direct. Wow. M-au prins. Chiar fac pe ăla cel mai greu din Underground. N-am reușit să-l termin Insanity pe ăla că m-au prins. Mă, Țanu, tu trolezi? Băi, foarte tare la pian că rămâne salvat. Cât ai apucat să faci, rămâne pe vreo. Gata, gata, Sinners. Bă, ai făl tu. Ai sabotat. Păi dacă l-ai dat fail, vine. Ce faci, mă? Ce fac, mă? Zici-mă careva că mereu și mie jocul. Acum te salvezi, doar să pleci de acolo, de lângă... Ajutați-l cu o placă. Bun, video, vă rog. Vedeți, mamă, ce m-ai speriat. E în spatele botului, e soilor. N-ai față. Hai, fii atent. Pastimă și respect, mă, și respect. Cui dau revive? Mie. Bravo, Ovițane, hai. Sunt nervos. A, zic, mersi. Ești nervos? Fii atent, Ovidiu, ținem de 6 până una alta. Hai, e aici. Ok, regele. M-a prins deja iară, cred că... Asta vreau să aud, sincer, yeah! Chiar... O vânează Rafa! Eee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 e
Silent. Deci am greșit la ultima la pază. No, ceva ai greșit, trebuie să te pocăiești. Asta este. Acolo unde mai salva Silent Mami Long Legs. Ah, ok, mersi. Hai că acum fac eu rost de o jucărie. Sami, mai zi-o pe aia cu moșu. Ce moșu? De real?
L-a făcut, mă, regele! Nu. Hai că l-am făcut, dacă vezi că e lângă tine, silent ăla. E lângă mine? Nu, e lângă mine, e lângă mine, m-a luat pe mine. Păi mă duc să-i dau și revive-ul frate, no. Lui frățiorul meu, Ovițanu, pe care îl iubesc. Mersi, mersi, iar mă prinde acum. Mă, dar nu mi-a luat revive-ul. Tata, mi-a dat, mersi. Unde îi dai, mă? What? Doamne. Mai am un pas de la un underground. Ovidiu, ține de 6 aici. Hai că ține, că ține. Bă, vine robotul Mami Long Legs. Ține de 6. Deci îmi ține de 6, Sami, da? Da, da. Dacă dai să Rafaele. E prea OP, e prea OP, dar e prea OP, Mami Long Legs. M-a băgat în pânză. Bun, am luat prima jucărie, prieteni. Sunt la tomberon, frățiorii, prieteni. Nu uitați de mine, prieteni. A dat fail, a dat fail, Giuțaniti. Prieteni. Aolea, vine robotul, mă, mă uitat în loc. Rip, silențios, rip, silențios. Da, în trei inimă. Mă duc, mă duc să te ajut, vin să te ajut. Ce mă dulci cu cine vorbești? Clasic, a murit. Fii atent, pe asta o știe cineva, fii atent. Wow, e shy silent. Sunt puțin shy. Doamne, m-a spawnat direct în el. Bravo. Bine. What, dar eu n-am în mână. Cum ajung la subsol să dau revive? Și eu tot. Hai cu revive-ul verișorii, că nu mai rezist. Nu găsesc subsol. Se ridică, uite-te la mine. Dă-mi un like. Dă-mi un like. Câte like-uri strângem? Sami, Sami, eu uite-te la mine. Sami, vin eu. Sami. Te-am luat. Am luat Insanity. Ce s-a întâmplat, mă? Am luat 2 deodată. Stai, da, uitați-vă. Dă chip. Hai, Sami, hai. Câte like-uri strânge la clipul ăsta? Câte like-uri strânge, bă, la clipul ăsta? Am dat fail. Hai, de bă! Trolez, Sami. Am dat silent, vezi că am dat fail. A, mersi mult. Trolez, Sami. Face troll, bă, Sami. Aveți grijă că mai avem la subsol un singur puzzle. E sus, e sus, e sus. Am dat fail. Să le tărim prea subsolul, toate gata. Bam, 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 am făcut eu un pic, mai e un cod. Păi am reușit. Hai și eu, unul ăla ar fi al doilea, deci terminat. Noi avem 4. Sau... Vine! Bă, mersi mult de informație. Păi era lângă mine, de unde voi să știu? Hai, Sami, hai, Sami. Dați fail undeva. Bravo, hai, Sami, scoate-mă, repede. Atenție! Atenție, omul este... Vin să dau revive. Dau revive. Nu, îi dau eu revive. Nu, nu, îmi dă, eu îmi dau revive, gen. Am dat revive. Inovaciu. Bă, la jucărie. Da, mai e o singură jucărie de colectat, nu-i așa, Nocivi? Trebuie doar să plecăm. Uite aici, hai cu mine, silent. Hai, hai că vii cu tine, hai. Arăt eu unde, hai aici. Find puzzle pillar. Uite, s-a despawnat. Uite, ăsta-i, ăsta mai e de făcut, unde-l face Țanu? L-ai reușit, mă? Stai, mă. L-ai eușit, mă? Zinare, ce zici, frăție? A dat fail, a dat fail, hai că fac eu, că nu... A dat fail, a dat fail, face că fugi. Vine, vine, vine! Fuga, fuga, fuga! Vine, după mine! Atenție, silent! Vine, oameni! Ce are, mă? Ok, nu am găsit, am găsit unul nefăcut. A găsut! Am găsut, mai încerc unul găsut. Mai încearcă Țane, că dai fail. Am dat fail, am dat fail. E jos la tren, e jos la tren, e jos la tren, e jos la tren, Gertrude. Mă, ce? Mă, e un, what? Cine mai e aici? Silent aici? Da, ajută-mă salut. La restul. Ajutor! Dacă bă, nu poate... spă din astea, că nu mai văd. Bă, Nocivi, dar realizezi că ăsta e deja făcut. Hai, okay, și luăm toi partul bun și hai să-l depozitez. Hai, hai să-l depozitez. Am făcut-o în sfârșit pe aia. Poți da un revive bun, în bravo, secunde, ia toi partul. O duc să încerci să o pun. Wow. Hai că-l depozitez aici. Bun. Mamă! Mi-a plăcut să-i dat ăla. Vin la revive, verișorii. Ajutor, revive, vă rog. Păi la mine, la mine. Acolo, depozitare acolo. Mă, ce fac eu, doi mult. Haide, cine sta pe cine? Bă, e ultimul toi, ultimul toi, Sami, hai. Rafa n-are față. Avem unul, mai avem unul. Care e, Sami? Uite-o pe Popi. Ce Popi? Pe Popi. Popi? Pe Popi. O pușa Popi. Popi cu... Trebuie să-l salvați pe Ovidiu. Nu, mai când n-am vieți. A, normal, salvăm. Lasă că măcar am luat și o jos. E la mine, e la mine, e la mine, e la mine. Popcorn, bă! Nu cred. Uite-te, mă. A, vin, vin. Hai, că poate-ți la distanță mare. Nocim, nocim. Hai, hai, Silent. Like. În camera cu... jucării. Mașina de zonă. Ok. Hai, hai, hai. Hai, că nu putem pe aici. Bă, dar trolez, mă! Mă duc la Sinner, mă duc la Zminer. Păi și eu tot la el mă duc. Păi și eu tot la el mă duc. Du-te mai tare, du-te mai cu forță. Hai, toată lumea la mine. Hai, toată lumea la Sinner. Suntem mulți în viață, putem să ne sacrificăm. Fac eu pe ăsta Sinner. Eu am 3 vieți, mă sacrific eu dacă e. Eu am o viață, mă sacrific eu dacă e. Ia uite-o. Aul. M-a văzut. S-a văzut. Vine, vine, Silent, fugi, fugi, fugi. Păi am o viață. Naibii lui. Ai o viață, fă-i acolo, nu pierde. Fă-l Sinner, fă-l. Mai e una la mine. M-am scus în dulap. M-am scus în dulap. Hai, Sami, că poți. M-a prins, mă. Dar e ok, hai.
Păi stai, eu nu știu când să vin. Stai că eu sunt dulap. Nu, nu, că nu veni, stai că acum mă bagă la groapă, mă băga la groapă. Am terminat. Varul meu! Răsfinare! Să mă scoate cineva, vă rog. Mă fel, cineva! Mai stai dacă e timp. Hai. Bine, mă, respectele melele. Hai, gata, gata, gata. După tine, după tine, după tine. Dă-i! Mamă, o săracul Rafael, câștigăm. Hai, nociv! Hai, gata, gata, gata. Bă, trolez, mă, nociv! Mă, de ce nu pot trece? Doamne, ferească-se! Mă, ce departe. Dă-te, Sinare. Gata, Silent, știi, domnul? Mă, înjur acum, Rafael. La trei băieții. Nociv! YouTuberii, da. Schei, știi pe unde să venim, da? Nu, eu vin după tine. E pe scară, vine ai la tine. Pe scară, sus. Ba nu, coboară. Ba, ba urcat. E indecis, e indecis. M-a prins, da. A prins. Totul Silent. Adio, frățiorii. Dar rămâi cu bine. E la subsolo, la nu? Îi dai revive-ul. Nu cred. Nu. Ba da, uite că e holding, ba da. Nu. Uite la mine, e la mine. Câștigați voi pentru mine. Doamne! Să te trezi, dă revive. Da, bravo, bravo. Bravo, Menții. Dă revive, că știi că Gata. Bă! Bravo, Sinare! Mamă, mi-a dat cea mai mare eroare din lume. No reward key.